Da? Otita medie se produce de obicei într-un context de asta de infecție virală, da? La răceli, pentru că e o inflamație la nivelul casei timpanului. Da? Și dacă ventilația din urechea medie nu este corespunzătoare, de obicei prin obstrucție nazală, când ești răcit, întotdeauna, nu întotdeauna, dar ai nasul înfundat. Corect. Asta înseamnă că se inflamează mucoasa de la nivelul nasului. Da? Mai există niște formațiuni în nas care se numesc cornete și merg până în posterior, da? Da. Până în apropierea orificiului trompei lui Eustachiu. Și dacă se umflă, uneori blochează această trompă și urechea nu se mai ventilează foarte bine, sau la copii, că otitele astea, copiii în perioada în care încep virozele, se duc la grădiniță, intră în colectivitate, de foarte multe ori sunt răciți. Copiii mici mai au acele vegetații adenoide, deci au niște polipi, cum ni se zice popular. Și când încep să fie, când sunt răciți, alea se inflamează un pic.